Putem începe? Astăzi, 11 iulie, se împlinesc 3 ani de când cetățenii Republicii Moldova ne-au încredințat guvernarea. Au fost ani dificili, ani ai provocărilor și confruntărilor, dar au fost și ani în care ni s-a deschis o fereastră și o șansă istorică. De 3 ani, Republica Moldova merge neclintit pe calea aderării noastre la Uniunea Europeană. Anul 2023 a fost anul în care am avansat ireversibil în calea noastră de integrare europeană. Iar la 25 iunie 2024 am deschis oficial negocierile. Și chiar în zilele acestea, la Chișinău, se află comisarul european pentru extindere și vecinătate, Oliver Varhelyi, pentru a da startul celei de-a doua etape a negocierilor de aderare. Tot în acești 3 ani, chiar dacă avem un război la cotar, noi am reușit să avansăm. În 3 ani am construit și renovat 700 km de drumuri naționale, regionale și locale, 57 de poduri, 800 de kilometri de apeduct în peste 100 de localități din toată țara, 100 km de rețele de canalizare, am construit 700 km de iluminat stradal în 145 de localități pentru 200 de mii de locuitori. Am renovat 80 de case de cultură, muzee și cămine culturale. Tot în acești 3 ani am investit 3 miliarde de lei în modernizarea spitalelor din țara noastră. Tot în acești 3 ani am modernizat și reparat 200 de școli și grădinițe. 500 de milioane de lei am investit în modernizarea universităților și colegiilor. Este cea mai mare investiție în instituțiile de învățământ superior. Investim 1,3 miliarde lei într-o rețea de 35 de școli model în toată țara. Am mărit indemnizația la naștere pentru copii la 20.000 de lei. Este prima prestație socială care ajunge la nivelul unor țări europene. Am introdus pentru prima dată alocația lunară de 1.000 de lei pentru copii până la 2 ani de zile. Atenție! Pe care o acordăm părinților, indiferent de faptul sunt sau nu asigurați. Pensia minimă a crescut cu 1.635 de lei, iar pensia medie cu 1.859 de lei. Am plasat circa 8.000 de oameni, anterior șomeri, în câmpul muncii. O cifră record. Am redus de 10 ori numărul șomerilor care primesc ajutor social. Cel care poate munci, trebuie să muncească. Iar ajutorul social trebuie să meargă țintit doar către cei care sunt într-o dificultate și au nevoie de un ajutor pentru o perioadă de timp. Am digitalizat serviciile publice pentru antreprenori și am lansat programul 373 și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Am lansat voucherul cultural pentru tineri și am introdus stagiile plătite pentru tinerii care vor să vină să muncească în instituțiile de stat. Programul Start pentru tineri și am majorat indemnizațiile pentru tinerii specialiști în domeniul educației, în domeniul sănătății. Eu am prezentat doar câteva cifre din cele realizate, dar asta de fapt nu este vorba despre cifre, este vorba despre oameni. De aceea vreau să-i ascultăm pe oamenii din diferite domenii care vor vorbi din prima sursă, din experiența dânșilor, cum au putut beneficia în această perioadă și cum au influențat aceste transformări, aceste reforme asupra vieții lor. Mă numesc Mușinski Victoria și sunt administratoarea pensiunii din satul Molovata Nou, Vila Dorului. Noi am început activitatea 4 ani în urmă. Deși nu am fost încurajați să începem această activitate pentru că am fost, ni se spunea că o să avem piedici, mai ales că am început activitatea în stânga Nistrului.
Noi totuși am riscat. Peste timp, în scurt timp, a început și pandemia. La fel am avut careva pedici din cauza pandemiei. Datorită posibilităților de accesare a granturilor, noi am accesat la câteva proiecte de finanțare prin ODA. Cu ajutorul acestor proiecte, noi am reușit să cumpărăm utilaj, am dezvoltat zona aqua, piscină, teren de joacă și multe altele. Datorită, la fel, ultimilor ani de activitate a autorităților, noi am avut posibilitatea să fim scutiți de careva taxe, am avut sprijin și suport și totodată ne este foarte ușor să lucrăm cu autoritățile de stat. Pensiunea noastră este în permanentă dezvoltare și totodată așteptăm să fim susținuți și în continuare și cu siguranță așa și o să fie. Mulțumim! Mai departe... Cine? Neastră. Bună ziua! Eu mă numesc Veronica Durughean, sunt pensionară și sunt astăzi aici pentru a vorbi despre ce, cum văd și cum simt eu schimbările care au loc în acești 3 ani ai guvernării PAS. Țin să menționez că această guvernare a venit la... și-a luat mandatul atunci când țara s-a confruntat cu mai multe crize suprapuse, și anume criza pandemică, criza energetică care a dus după sine criza economică, criza războiul la hotar care a adus în țară sute de mii de refugiați, război hibrid în țară, război hibrid și amenințări din partea Rusiei și tensiuni atât psihice cât și da, tensiuni psihice, psihologice. Și vă zic că nicătând la aceste, la toate aceste lucruri, guvernul a activat mereu în interesul cetățenilor, a fost mereu alături de noi și a dat dovadă că cetățean are interese față de cetățean și mai ales am simțit noi, pensionarii, atitudinea guvernului atunci când a promis că ne va mări pensiile, guvernul și-a promis, și-a îndeplinit promisiunile, astfel pensia minimă a crescut cu 143%, pensia medie cu 90%, iar eu țin să mulțumesc guvernanților, pensia mea a crescut de la 2258 de lei la 4200. Vă mulțumesc, stimați guvernanți! Iar atunci când Rusia a redus livrarea gazelor considerabil, guvernul a fost de nou alături de noi pensionarii, a venit cu compensații importante și de aceste compensații am beneficiat cel mai mult noi pensionarii. Timp de 2 ierni, factura în anul 2020 și 2. Factura a fost achitată de stat la 100%. Vă să zic că a venit practic gratuit încălzirea. Iar în iarna 2023-2024 statul a achitat mai mult de jumătate din facturile pensionarilor. Astfel am achitat chiar mai puțin decât achitam în timpul guvernărilor precedente, când gazul costa 4,35 lei. Țin să menționez că în anul 2022, pe perioada rece a anului, noi pensionarii care am avut pensia mai mică de 5.000 de lei, am primit un ajutor unic din partea statului de 1.500 lei. Iar în acest an, în luna februarie, pensionarii care au ieșit la pensie înainte de anul 2000 au avut un ajutor
ajutor unic de 3.000 de lei pentru perioada rece a anului. La fel a crescut și ajutorul persoanelor, cetățenilor cu vulnerabilitate sporită de la 500 de lei la 800 de lei. Desigur că acesta nu este suficient și mulți din pensionari vor spune că fac cu greu față pe prețurilor mari, dar trebuie să luăm în considerație că guvernul este alături de cetățean. În sfârșit ne ia în considerație și pe noi pensionari suntem ajutați de către stat. La fel țin să menționez că din an în an crește lista medicamentelor compensate de către stat. Se mărește cu medicamente noi pentru bolnavi cronici, pentru mai ales dintre acești bolnavi fac parte pensionari care pe parcursul vieții au achiziționat diferite boli cronice, dar și alte categorii de cetățeni primesc medicamente livrate de către stat gratuit sau cu 80% reducere. La fel și multe dispozitive pentru diabetici, siringi, ace, colostome din acest an vor primi gratuit de la stat. O realizare importantă a acestei guvernări este drumul deschis către Uniunea Europeană, către lumea unde care trăiește în pace sigură, unde legile sunt respectate de stat, unde pensiile sunt mari și pensionarii primesc o sumă de bani care le permite să ducă o viață decentă, unde părinții, copiii și bunicii nu sunt nevoiți să se despartă. Aceste și multe alte realizări sunt făcute în aceste 3 ani de guvernare a echipei PAS. Eu țin să mulțumesc guvernării și datoria noastră a tuturor cetățenilor este să ne menținem deschis drumul spre integrare europeană și invit, îndemn toți cetățenii, dar mai ales mă adresez tuturor pensionarilor să fim uniți, să venim toți la 20 octombrie la referendum să votăm integrarea în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim frumos! Bravo! Domnule președinte a Parlamentului, domnule prim-ministru, stimați colegi, bună ziua! Sunt Nadejda Caragea, sunt mama unui băiețel de 3 ani și sunt primara satului Puhoi, raionul Ialoveni. Sunt 3 ani de când avem la guvernare oameni care își doresc să dezvolte, într-adevăr, Republica Moldova. Oameni care muncesc și oameni care au făcut în 3 ani ce nu au făcut alții în 30. Și o să dau exemple concrete. Spre exemplu, în satul Puhoi, prin programul Satului European, anul trecut am deschis un punct regional de ambulanță și un centru de reabilitare de zi de care beneficiază la moment peste 13.000 de locuitori din satul Puhoi și alte 8 localități învecinate. Cetățenii au acces acum la servicii medicale de urgență, de reabilitare și de laborator, de care nu au mai beneficiat până acum. Dacă anterior oamenii erau nevoiți să aștepte până la o oră jumate până ajungea ambulanța la ei, acum este vorba de doar câteva minute. Prin intermediul programului Satului European Express, am reușit să îmbunătățim condițiile sanitare la o grădiniță din localitate, în grupa de creșă, cu peste 70 de copii. Și totodată am reușit să amenajăm 2 terenuri de joacă, în două sectoare diferite ale localității, pentru cei 900 de copii din Puhoi. Pe lângă primară, sunt și mamă și am reușit deja să beneficiez de unele politici sociale îndreptate spre familiile cu copii. Fiind în concediu de maternitate, la nici 2 ani ai copilului, am început să activez în funcția de viceprimar al satului Puhoi, beneficiind concomitent de salariu, indemnizația lunară pentru creșterea copilului și am beneficiat de alocația de 1.000 de lei până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, alocație introdusă în premieră în țara noastră.
De unele lucruri bune nu am putut să beneficiez, însă vreau să le menționez aici pentru ca familiile tinere să le cunoască și să se poată bucura de ele. Când am devenit părinți în anul 2020, soțul meu a fost obligat să-și ia concediu paternal în primele 56 de zile de la nașterea copilului, așa cum era legea atunci. Acum, însă, tații pot cere concediul paternal oricând în decursul primului an de la nașterea copilului și pot opta să ia câte 5 zile din cele 15 disponibile de concediu paternal când le este comod. Ba mai mult, părinții pot împărți între ei concediul de 3 ani de îngrijire a copilului, conform disponibilității fiecăruia. Un alt lucru benefic care s-a făcut pentru părinți este modul de calculare a indemnizației de maternitate. Acum aceasta poate fi calculată automat din venitul soției soțului care are un salariu mai mare. Și totodată femeile pot beneficia de indemnizația de maternitate, dar și de salariu, dacă își doresc să activeze în această perioadă. Când eu am devenit mamă, indemnizația unică la nașterea copilului era sub 9.000 de lei. Acum, practic, este dublă, de 20.000 de lei. În acești 3 ani, familiile copii au fost susținute prin măsuri foarte concrete, de care astăzi beneficiem cu toții. Indemnizații mai mari, mai multe facilități pentru părinți de a-și putea împărți corect timpul între muncă și familie, deschidere de servicii alternative de îngrijire a copiilor. Toate acestea ne fac să credem că tinerii vor dori să-și întemeieze familii acasă, în Moldova. În satul Puhoi avem circa 450 de familii tinere. Visul meu de mamă este să-mi pot crește copilul acasă, în pace. Speranța mea de primară este ca în satele și orașele noastre să avem cât mai multe familii tinere care să-și crească copiii alături de bunici. Vom munci în continuare să creăm condiții europene la noi acasă și cu toții, uniți și solidari, să construim Moldova europeană. Mulțumim! Bravo! Bravo. Salutare, sunt Bogdan Zgherea, sunt un tânăr de 19 ani și cu toate că n-am votat această guvernare pentru că eram prea tânăr, astăzi sunt încrezător în viitorul ei, anume datorită acestei guvernări. Prin simplu fapt că au avut încredere în mine să spun acest speech, dar și prin faptul că avem deputați, miniștri, secretari de stat și președinți de comisii tineri, vorbește despre o valoare a partidului PAS. Tinerii sunt cei care trebuie să conducă direcția și viziunea de dezvoltare a țării. Ei sunt cei care au contribuit la reforme importante, care vor asigura un viitor prosper pentru noi. Printre care, programul Prima Casă Plus, prin care s-a mărit numărul de tineri eligibili, a crescut plafonul pentru procurarea locuinței și a crescut garanția statului. Voucherul cultural, pentru cei care împlinesc 18 ani, beneficiază de 1000 de lei pentru a cumpăra cărți, bilete la spectacole, concerte și muzee. Eu sunt unul dintre cei 6320 de tineri care au beneficiat de acest voucher și vreau să mulțumesc mult acestei guvernări pentru că mi-a oferit sprijinul să mă dezvolt personal, să acumulez cunoștințe și experiențe noi și vreau să spun că au fost susținuți tinerii cu peste 5 milioane de lei prin acest program. Instruiri, granturi și credite cu condiții mai bune pentru tineri care vor să facă afaceri în Moldova prin programul Start pentru tineri de la ODA. În ultimii 3 ani, peste 300 de tineri au început o aventură de neuitat în lumea afacerilor, în agricultură, industrie prelucrătoare și servicii, fiind susținuți de stat cu peste 50 de milioane de lei. Programul stagiilor plătite în instituțiile publice, în care tinerii beneficiază de o bursă lunară de 3.000 de lei și posibilitatea de a se angaja fără concurs, are astăzi peste 80 de beneficiari care vor putea contribui la construirea Europei acasă. Puteți spune că tinerii sunt dezinteresați și nu știu ce vor, dar noi suntem ambițioși, suntem vizionari și determinați să rămânem acasă și să construim Europa în Moldova. Bravo! Mulțumesc! Domnule prim-ministru, stimate domnul președinte al Parlamentului, onorați deputați, colegi, onorată asistență, mă repet, cu ales respect vă zic bună ziua, sunt Tatiana Soltan, profesoară de istorie, director în instituția publică Liceul Teoretic Gheorghe Paladi Puhoi, raionul Ialoveni și mă simt astăzi onorată, subliniez aici și acum, să particip la acest for unde se pune pe prim plan educația. Devine și este prioritate națională, unde factorul de bază este motivarea, susținerea,
transferul de valori general umane, crearea de cunoștință, investiția și formarea tânărului în devenire, vreau să spun aici, formarea de competență pentru a se integra în societatea mereu predispusă la schimbare și în special acum când suntem pe vectorul european. Dacă am face o retrospectivă a guvernării actuale timp de 3 ani, eu aș trece în evidență următoarele activități. Apreciem foarte mult inițiativa guvernării în vederea lansării platformelor publice deschise, consultărilor online și offline în vederea problemelor din educație și a identificării soluțiilor pentru aceste probleme. Stimați colegi, asta înseamnă transparență, înseamnă implicare și participarea activă a fiecăruia din noi în asigurarea unui învățământ de calitate. De asemenea, apreciem foarte mult promovare de către Ministerul Educației a suflului tânăr. Eu am în vedere aici tinerii specialiști care sunt încurajați, sunt susținuți, dar și întreaga armată de pedagogi simte lucrul acesta prin alocarea suportului financiar în vederea acoperirii necesarului de materiale didactice. Un punct foarte, aș spune eu aici, este și echilibrarea sistemului de salarizare în educație. Este foarte, foarte binevenit. Tot în această ordine de idei aș menționa despre programul Investim în Profesori, de care și liceul nostru a beneficiat, cadrele didactice au avut posibilitate să se formeze la ei acasă, gratuit, subliniez, stimați colegi, gratuit. Și am avut parte de schimbul de bune practici și de formatori de excepție, de înalt profesionalism. Un impact pozitiv asupra sistemului nostru este și implementarea reformelor din educație, a proiectelor educaționale. Eu am în vedere aici programul PRIM, de care au beneficiat instituțiile din întreaga țară, în raionul Ialoveni, colegii de la Instituția Andrei Vartic astăzi sunt într-un liceu de excepție, de standard european și sunt condiții, într-adevăr, în corespundere cu standardele pe care ni le propunem. Nu pot eu aici să nu scot în evidență și programul Satul European. Instituțiile care au aplicat astăzi au avut posibilitate să schimbe starea lucrurilor în edificiile lor. Pot să enumer multe, multe activități, dar vreau un lucru să-l accentuez, că toate aceste măsuri contribuie și la diminuarea deficitului de cadre didactice în sistem. În raionul Ialoveni, între instituțiile noastre, există niște principii bine puse la punct: cooperarea între instituții, concurența constructivă, dotarea instituțiilor și toate acestea ne permit să atragem cadrele didactice. Se mai datorează acest lucru și conlucrării, parteneriatului cu instituțiile ierarhic superioare, eu am în vedere Ministerul Educației, am în vedere Administrația Public Locală de nivelul 1 și 2 și, desigur, Direcția Generală Educației. Ne propunem și în continuare să mergem pe același traseu al frumoaselor valori, să ne atingem scopul, integrarea în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Dragi cetățeni, ați observat, guvernul construiește pentru fiecare, de la mic la mare, de la sat la oraș. Acum 2 ani, nimeni nu credea că noi vom fi astăzi în poziția în care să deschidem negocierile, iată că s-a întâmplat și avem nevoie de participarea fiecăruia, avem nevoie de consolidarea societății în jurul acestui obiectiv foarte important ca să construim Europa acasă. Guvernul are un plan foarte clar și detaliat cum să transformăm în următorii 5 ani Republica Moldova să fie de nerecunoscut. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, mulțumim tuturor, mulțumim celor care ne privesc. Tot ce facem noi este făcut din suflet, facem pentru cetățenii noștri, facem pentru copiii noștri și noi credem, noi toți cei prezenți aici și cei care ne privesc, noi sincer credem că facem lucruri pentru viitorul nostru, pentru copiii noștri, pentru integrarea europeană, să ajungem
Și eu cred foarte repede o să ajungem în marea familie europeană, familia păcii, a prosperității, a respectului față de om. Vă mulțumesc și într-un ceas bun în continuare. Mulțumim!